Scandalul privind lucrările de conservare a caldarâmului de pe strada 31 august 1989 încă mai continuă. Specialiștii de la Ministerul Culturii și de la Agenția de Inspectare a Monumentelor susțin că nu există un proiect în acest sens și nu pot fi efectuate lucrări, iar reprezentanții primăriei municipiului Chișinău anunță că au fost realizate lucrări de instalare a sistemului de drenaj, în timp ce autoritățile încearcă să ajungă la un consens. Strada 31 august din inima capitalei rămâne în ruine. Directorul Agenției de Inspectare a Monumentelor, Serghei Chiriac, spune că acest drenaj ar afecta porțiunea de caldarâm, mai ales că odată cu aceste lucrări, o parte din pavaj a fost afectat. În prezent, documentarea de proiect avizată la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, ei nu au. Acum se execută careva lucrări de drenare, presupus niște lucrări necesare pentru a proteja. Nu e o problemă că se face un drenaj, dar drenajul acesta afectează caldărâmul care este existent și care este unical. Ministrul Culturii Sergiu Prodan spune că urmează să elaboreze o strategie și să o prezinte primăriei municipiului Chișinău. Noi suntem în continuare în așteptarea proiectului și viziunii primăriei. Noi vom veni cu o viziune proprie a zonei, a dezvoltării acestei zone, pentru că e vorba de un interes sporit. Proiectul trebuie făcut de specialiști și acești specialiști trebuie să fie contractați de beneficiar, adică de primăria municipiului Chișinău. De cealaltă parte, Vitalie Mihalache, șeful Direcției Mobilitate Urbană, spune că soluția de conservare a fost elaborată de proiectant și transmisă spre notificare și avizare Consiliului Național al Monumentelor Istorice încă în data de 6 decembrie 2023. Pe tronsonul Pușkin Bodone au fost finalizate lucrările de conservare și astăzi va fi securizat tronsonul dat pentru ulterioarele soluții și proiecte care vor fi coordonate cu CNMI-ul și pe viitor implementate și pentru a asigura o posibilitate de intervenție în siguranță și cu păstrarea valorii istorice a caldarâmului depistat în acest tronson. Porțiunea de caldarâm descoperită pe strada 31 august acum 9 luni arată ca un șantier părăsit. În prezent, pe această porțiune sunt parcate doar mașini, deși accesul este interzis. Oamenii se arată indignați și spun că lucrările de conservare ar trebui să înceapă cât mai repede. Chiar este deranjant. Este închis o mare porțiune de traseu, care chiar este o problemă pentru șoferi. E dezastru, mai ales că ninge, plouă, aici e noroi. Trebuie să găsească mai întâi o soluție, ca pe urmă să nu renoveze de fiecare dată de mai multe ori. Așa. Și atunci, da, ar fi mai bine. Amintim că porțiunea de pavaj a fost descoperită în timpul reparației străzii 31 august din Chișinău. Potrivit arheologilor, caldarâmul ar data din perioada în care Carol Schmidt era edil al capitalei.